Iisus Hristos, iată-ne cu darul lui Dumnezeu ajuns în această frumoasă zi, zi de duminică în care sărbăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care este sărbătoarea sărbătorilor, și tot în această zi sărbăm tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos în a opta zi. Și tot astăzi sărbăm pe Sfântul Mare Erar Vasilie, Arhiepiscopul Cesarei Capadociei. O să încercăm să ne apropiem de toate aceste praznice, să tâlcuim ceea ce Sfinții Părinți ne-au învățat pe noi, cum să înțelegem aceste praznice. Tot astăzi s-a citit și Sfânta Evanghelie din duminica dinaintea botezului Domnului nostru Iisus Hristos, praznic pe care cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom serba vineri. Iubiților credincioși, tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos s-a săvârșit la 8 zile după nașterea Mântuitorului din Fecioara Maria. Ați văzut, frățiile voastre, cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a născut în peștera din Betleem, a fost înfășat de Maica Domnului și culcat în nesle și s-a închinat Maica Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Făcătorului ei, și era uimită de taina care s-a săvârșit prin trânsa. Ați văzut cum a venit magii de la răsărit, povățit de aceastea, care nu era altceva decât Arhanghelul Gabriel, care a luat închipuirea acelei stele ca să-i atragă pe închinătorii de stele, cei din Persia, pe acest popor idolatru să-i întoarcă la Dumnezeu, cum cântă și troparul. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței, că într-o dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Deci, iată, iubiților credincioși, că Dumnezeu se pogoară la toate neamurile pământului. Vine în primul rând pentru poporul lui Israel, poporul ales, poporul evreu. Dar totodată Dumnezeu a văzut răzvrătirea lor și de aceea varsă harul său peste toți cei din lume care flămânzeau și însetau de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul fuge în Egipt să sfințească și Egiptul. Și atunci când a intrat Maica Domnului cu pruncul în Egipt, s-au cutremurat toți idolii Egiptului și mulți au căzut și s-au sfărâmat. Atunci când Mântuitorul a pășit cu Maica Domnului în acest ținut, lepădat de la fața lui Dumnezeu pentru închinarea de idol. Iubiților credincioși, Mântuitorul s-a născut în zi de duminică, cum au tâlcuit Sfinții Părinți la al 6-lea sinod ecumenic. În ziua de duminică a făcut lumina, când a făcut cerul și pământul și pe pământ era întuneric, prima zi Dumnezeu a poruncit să fie lumină. Deci prima zi este duminică din săptămână. Și duminica a făcut Dumnezeu lumina. Duminica a înviat din morți. Duminica a fost botezat. Duminica s-a coborât mana în pustie. Duminica s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc peste apostoli. Deci, de aceea Mântuitorul a și înviat duminica și s-a născut tot duminica în mezul nopții. În întunericul acestei luni în peșteră, El, Soarele Dreptății, a venit să alunge întunericul diavolului din lume. Iubiților credincioși, și iată că după 8 zile Mântuitorul, ca Cel ce a venit în trup asemenea nouă, întru toate, afară de păcat, a venit să împlinească legea și să dea legea darului. Și de aceea se taie în a opta zi împrejur, precum i-a poruncit lui Avram, toată partea bărbătească care nu se va tăia împrejur, să se piardă din neamul lui Israel. Deci în a opta zi toți bărbații trebuiau să primească această rânduială să fie tăiați împrejur. Și copilul suferea durere și vărsa sânge.
prin acea circumcizie. Și iată că Mântuitorul nu se rușinează și împlinește legea, arătând că nu este călcător de lege. Și de ce s-a împlinit această poruncă de Mântuitorul? S-a împlinit ca el vrea să dea legea Harului și a împlinit această lege a tăierii împrejur ca să dea tăierea împrejur a inimii, cea duhovnicească, adică a lepădării păcatului și a iubi pe Dumnezeu și a face poruncile Lui. Har pe care îl primim la botez, că la botez, iubiților credincioși, omul nu se curăță numai de păcatul strămoșești, de tot păcatul, ci primește și putere ca să facă voia lui Dumnezeu. Deci tot omul la botez primește putere ca să iubească pe Dumnezeu, să împlinească poruncile Lui. Dar dacă omul este nepăsător, atunci și calcă poruncile, atunci darul Duhului Sfânt nu poate să lucreze în el. Așa, iubiților credincioși, deci Mântuitorul se taie împrejur, varsă sânge din zorii zilei, din zorii tinereților și îi se pune numele Iisus, care se tâlcuiește Mântuitor. Nume pus de înger, vestit Maicii Domnului mai înainte de zămislire. Iisus care se tâlcuiește Mântuitor, nume care spune apostolul Petru este mai, și ceilalți apostoli, este mai presus de tot numele. Și numele Lui să se plece tot genunchiul acelor cerești, acelor pământești și acelor de sub. Iubiților credincioși, Sfântul Apostol Pavel tâlcuiește foarte bine tainele acestea a lui Dumnezeu, economia mântuirii neamului omenesc. Sunt și alți sfinți care arată mai mult decât arată Sfântul Apostol Pavel. Dar el pune temelia bisericii prin epistolele sale, adică lămurește taina economiei mântuirii neamului omenesc prin lucrarea Sfintei Treimi, prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vedeți, frățile voastre, spune acolo Mântuitorul așa, spune Sfântul Pavel, că noi într-o clipită vom învia. Deci toți ne vom schimba într-o clipeală a ochiului. Toți cei morți de la Adam până la venirea Mântuitorului pe norii cerului vor învia într-o clipă, într-o clipită a ochiului și vom sta înaintea scaunului judecății lui Iisus Hristos, iar sfinții îl vor întâmpina pe Mântuitorul pe norii cerului și ei vor veni împreună cu toate puterile cerești la scaunul de judecată. Dar mai înainte Dumnezeu va arde pământul cu foc și îl va curăți de 7 coți. Și vedeți, după ce se va face judecata, păcătoșii vor merge în iadul cel veșnic, iar drepți în împărăția lui Dumnezeu. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel? Că în împărăția lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu va răsplăti sfinților, Maicii Domnului, cu darurile cele pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, când o va săruta pe Maica sa pe ochi și îi va săruta mâinile, arătând-o că este Maica care i-a dat trup, care din sângele căreia s-a întrupat, și o va slăvi cu cea mai mare slavă, după aceea spune, însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu omul, se va închina Tatălui. Se va închina Tatălui, că spune, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe toți vrăjmașii tăi așternut picioarelor. Deci după ce Dumnezeu, mai întâi când va veni pe norii cerului, va sufla asupra lui Antihrist și cu Duhul gurii sale îl va omorâ, și va fi dus direct în iad fără să mai vină la judecată. Deci după aceea și în ceruri va lua pe sfinții săi după judecată, după aceea el însuși se va închina Tatălui Ceresc ca om. Ca om, iubiții mei. Ca a doua persoană este de aceeași slavă și de aceeași cinste. Deci ca om, că spune tot genunchiul să se plece
a celor cerești și a celor pământești. În numele lui Iisus Hristos să mărturisească pe Tatăl Ceresc. Deci, iată, deci ca om și Fiul Dumnezeu se va închina Tatălui Ceresc. Și atunci se va arăta Tatăl în lumină puternică, lumina cea necreată care izvorăște din ființa sa și va umple pe toți de bucurie. Și se va arăta și Duhul Sfânt și atunci vor cânta toate puterile cerești imn de slavă lui Dumnezeu și de bucurie. Și va porunci Mântuitorul arhanghelilor Mihail și Gabriel, celor șapte arhangheli, Rafael, Gudiel, Varahil și Salateil, să cânte cântare îngerească. Și atâta bucurie se va face în inimile sfinților, încât vor sărta cu toții de bucurie negrăită și se va face ca o horă, toți sfinții se vor aduna în cer, slăvind pe Dumnezeul cel întreime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Așa arată Sfântul Niful al Constanțianei în revelațiile sale și multe alte lucruri arată el acolo, pe care Dumnezeu le-a descoperit. Iubiților credincioși, deci iată cât de mare este taina creștinătății și cât de frumoasă. De aceea, iubiților credincioși, trebuie să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, nu numai cu buzele, ci să împlinim poruncile, să păzim hotarele care ni le-a lăsat Dumnezeu, să păzim curăția sufletului și a trupului și să știți că fără post și fără rugăciune nimeni nu poate sta împotriva acestor duhuri necurate și nimeni nu poate birui patimile cele stricătoare de suflet, poftele cele amăgitoare. Numai prin post și prin rugăciune, prin lacrimă, prin paza ochilor, a urechilor, prin frică de Dumnezeu, prin frică de ceasul morții și a judecății, numai așa omul sporește. Iubiților credincioși, vă spuneam de acest antichrist pe care îl va pierde Fiul lui Dumnezeu când va veni pe norii cerului. Vedeți, frățiile voastre, lucru minunat, pe toți dușmanii lui Dumnezeu i-au birit sfinții lui. Ați văzut Sfântul Petru, l-a birit pe Simon Magul. Era cel mai mare vrăjitor, amăgise și pe împăraș, pe tot poporul. Făcea vrăși, semne și înșela pe oameni. Sfântul Ioan Evanghelistul îl învinge pe Chipnos, alt vrăjitor mare, cel mai mare din timpurile acelea, din Asia. Și dacă ați observat, pe amândoi i-au învins prin ce? Prin ce i-a rușinat? Le-a spus, înviați morți, cum a înviat Domnul nostru Iisus Hristos. Niciunul n-a putut să învie. Și spune acolo, spun Sfinții Părinți că Antichrist va face toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul cu puterea satanii, prin vrăjitorie, și va înșela pe oameni. Și va grăi surzilor în urechi ce vor auzi, și va grăi leproșilor, se vor curăți, și va vindeca orice fel de boală, va da roadă pomilor, va face tot felul de semne și minuni, și îi vor sluji tot iadul cu satana cel mare, și toți îi vor sluji și îi va trimite pe acești diavoli ca apostoli ai lui în toată lumea, ca să întoarcă pe oameni să se închine la Antichrist. Și el va băga frica în oameni. Când va fi înscăunat la Ierusalim, înainte de a fi înscăunat, se va întuneca soarele, se vor tulbura stelele, se vor clăti și vor cădea din stele. Oamenii vor slăbi, vor tremura de frică când va intra el în Ierusalim să zidească templul. Și când va fi înscăunat, arhiereul de atunci va simți că are coarne și va cunoaște că este omul înșelăciunii Antichristului și se va lepăda de el și îl va da pe față. Și 10.000 de evrei spun, atunci vor spune, tu ești Antichristul, tu ești înșelătorul lumii. Pe Iisus Hristos l-au răstignit părinții noștri, l-au legat pe cruce. Acela înviat s-a înălțat la cel ce l-a trimis. Și atunci va tăia capul la 10.000 de evrei, spun Sfinții Părinți într-o tâlcuire la Daniel prorocul. Deci în felul acesta, iubiților credincioși, spune, va băga spaima în oameni, frica.
Toți care vor sta atunci împotrivă, pe toți îi va ucide, fără drept de apel. Îi va ucide, spune, cu sabia. Îi va omorâ. Și le va da oamenilor pământul, le va da bogăție, le va da aur ca să-i înșele. Dar vedeți, frățile voastre, marea înșelăciune va face prin semne amăgitoare, cu puterea satanei, prin vrăj. Și spune, va amăgi pe cei pecetluiți de el, care au primit pecetea sau lepădat de Fiul lui Dumnezeu. Pe aceia va amăgi. Iar cei care se vor lepăda de el și îl vor mărturisi pe Iisus Hristos vor fi răpiți în munți, în pustii, ca să nu mai vadă fața lui ticăloasă. Și va veni cu atâta viclenie și hulă, iubiții mei, încât n-a fost de când este pământul, și atâta răutăți va face încât nimeni altul pe pământ nu a făcut vreodată, și atâta durere va fi pe pământ încât n-a mai fost până la el și nici va mai fi. Dar ce vreau să vă spun? Deci pe toți acești dușmani, vedeți pe Iulian Apostatul, l-a învins Sfântul Vasilie, s-a rugat Maicii Domnului și l-a omorât Sfântul Mercurie, că a plecat din icoană și a venit cu sâluța însângerată în icoană. Și a cunoscut că Sfântul Mercurie l-a omorât el în război. L-a trimis Maica Domnului din cer și l-a omorât pe Iulian Apostatul, pe dușmanul lui Dumnezeu și al ei. Deci, iată, iubiților credincioși, deci și mulți alți dușmani au fost biruiți de biserică, de Sfinții lui Dumnezeu. Dar iată că acest dușman mare nu-l va birui nimeni, decât numai Domnul nostru Iisus Hristos, când va veni prin norii cerului. Deci de aceea, iubiților credincioși, ne trebuie multă purtare de grijă de acum, că timpurile sunt din ce în ce mai tulburi, din ce în ce mai nesigure. Vedeți, frățile voastre, bate la poarta al treilea război mondial. Tot pământul este tulburat și războaiele încep să apară pretutindene. Ele sunt regizate, dar Dumnezeu le îngăduie. Le îngăduie că nu mai este pocăință. Le îngăduie că lumea este vicleană, iubiții mei. Este vicleană și se leapă de Dumnezeu. Ați văzut partea de nord, apusul, cum face din biserici, baruri, discoteci, librării, din biserici, patinoare și tot felul de obiective de acestea lumești. Deci, iată, lumea se leapă, dar incredibil, de cel mai mare binefăcător, de Mântuitorul nostru, de Mântuitorul lumii, de Făcătorul cerului și al pământului. Nu credeam lucrul ăsta niciodată, că se va întâmpla așa, cu atâta indolență, cu atâta nepăsare, nu știu, parcă nu-ți vine să crezi că trăim aceste timpuri, iubiților credincioși. Și dacă cei dinaintea Mântuitorului erau înșelați de diavol și se închinau idolilor în care se încuibaseră draci și vorbeau de acolo și înșelau pe oameni prin oracole și celelalte vești mincinoase pe care le dădeau, nu totdeauna se împlineau ceea ce ziceau diavolii, întotdeauna aproape erau minciuni. Că diavolul poate să prevadă cumva, dar nu știe sigur ce se va întâmpla în viitor. Și nu știe adâncul inimii omului și gândurile lui. El te vede după cum te porți și după cum se află duhul tău, dar nu știe ce gândești. Deci, iată, iubiților credincioși, deci dacă oamenii dinainte erau înșelați, acum oamenii fac pact cu diavolul, vorbesc cu el și se închină lui și îi slujesc lui de bunăvoie. Se răzbrătesc de bunăvoie ca și el împotriva lui Dumnezeu. Așa sunt ei, așa sunt masonii, așa sunt ereticii, care, deși știu, iubiților credincioși, că greșesc, ei merg în continuare pe aceeași cale, pentru că inima lor s-a împetrit ca satanii, de iubirea de argint, de mândrie, de slava lumii, de putere, de ură. Și nu mai au milă, nu mai au acea dragoste, acea seninătate, acea conștiință curată. Și de aceea diavolul a pus stăpânire pe ei. Și vreau să vă spun că la sfârșitul acestui veac se vor face multe semne și de cei înșelători, de eretici. Și am auzit că mulți din creștini părăsesc biserica ortodoxă
și se duc la, sunt baptiști, la baptiști, la jehoviști, la țara noastră este plină de acest sect și toată lumea. Și chiar îmi spunea cineva că l-a amăgit pe un creștin de-al nostru, acela i-a spus, dacă îmi faci sănătoasă fata mea că este bolnavă, preoții de la biserică n-au putut să o vindece, dacă o faci sănătoasă, vin la voi. S-a dus la biserica lor și Satan a făcut și s-a făcut sănătos acel copil. Și de atunci a intrat în ceata celor, nu știu ce sunt, baptiști, sunt betiști. Deci iată cum începe Satana să lucreze semne înșelătoare, iubiților credincioși. Adevărul de credință este stropit cu sângele Mântuitorului, cu sângele apostolilor, al mucenicilor, al sfinților, cu lacrimile și costenelele lor. Și sunt mii și mii de minuni. Deci trebuie să mergem după adevărul, iubiților credincioși, după Sfintele Scripturi, după Sfinții Părinți. Deci temelia adevărului sunt Sfintele Scripturi, Evanghelia, nu minunile. Deci nu minunile. Și vedeți, frățile voastre, cea mai mare minune, că învierea ce înseamnă? Să ai stăpânire peste sufletele oamenilor, peste duhuri. Dumnezeu nu dă la Antichrist. Numai El este făcătorul omului. Și El singur are stăpânire peste duhurile oamenilor, peste suflete. Și vedeți, nu poate să învie morți. Dar nu trebuie să ne înșelăm. Că avem pe Sfinții Părinți care ne grăiesc adevărul. Cum să te duci la un eretic care spune hule, care nu sunt conforme cu Sfinții Părinți, cu Sfânta Scriptură, cu Sfânta Evanghelie. Deci, calea pe care spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, adevărul este în Sfânta Evanghelie, în Sfintele Scripturi și viața numai în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică aflăm tainele lui Hristos. Știți ce spune Sfântul Vasilie? Schismaticii și ereticii sunt ca mireni, nu au niciun har. Și toți Sfinții Părinți mărturisesc acest lucru. Deci nu au niciun har schismaticii și ereticii. Deci ei nu pot să dea Duhul Sfânt. Nu pot să-L nască pe om din apă, din botez și din Duh, că nu au Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt lucrează numai în biserica Lui. Iar schismaticii și ereticii sunt ca acele ramuri tăiate din copac, care nu mai au sevă, adică nu mai lucrează Duhul Sfânt în ei, în acea ramură și Sfânta Treime nu mai lucrează. Așa și ereticii. Sunt lipsiți de darul Duhului Sfânt și sunt ca mirenii, sunt ca păgânii, nu au niciun har. Așa, iubiților credincioși, să înțelegem noi de ce trebuie să stăm cu frică în biserică și cu dragoste. Am auzit din creștinii noștri, spunând soțiile bărbaților lor, sau bărbații soțiilor, ca să nu fim părtinitori, iară la biserică, iară la slujbă, iar ne-am săturat de atâta slujbă. Da, să mergem la magazin, să facem cumpărături, toată săptămâna lucrăm, facem altceva, nu vezi că nu mai este timp de nimica. Deci atât cum Satana seamănă în urechile oamenilor, a creștinilor, această lenevire de a-și mântui sufletul, este păcat de moarte lenevirea, în primul rând sufletească și după aceea trupească. Deci a nu te îngriji de sufletul tău este unul din cele 7 păcate de moarte. De aceea, iubiților credincioși, trebuie să ne ostenim cu toată ființa noastră pentru a păzi mântuirea pe care ne-a lucrat-o nouă Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiților credincioși, vedeți frățile voastre acolo în Evanghelia de astăzi care s-a citit înainte de botezul Domnului, spune Sfântul Ioan Botezătorul, vine după mine cel mai tare decât mine, care nu se învrednic să-i țin cu relele încălțămintelor. Și acela, eu vă botez cu apă spre pocăință, la acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Vedeți, frățile voastre, spune că este nici ultimul rob nu poate să fie aceluia. E nevrednic să se numească ultimul rob al aceluia. Că spune, nu poți să-i țin cu relele încălțămintelor. Cele două încălțăminte, tâlcuind Sfinții Părinți, mai înalt această vorbă a Sfântului Ioan spun că este întruparea din Fecioară pe care Sfântul Ioan spune nu o înțelege. Este de negrăit, este de netălcuit,
cum s-a întrupat, cum a încăput în pântecele Fecioare, cum s-a făcut om, cum a unit firea omenească cu cea dumnezeiască, s-a făcut întru toate om asemenea nouă, afară de păcat, fiind o persoană în două firi, un ipostas în două firi, unite, neamestecat, neîmpărțit, neschimbat și nedespărțit. Nu înțelege. Și a doua încălțăminte este cum s-a pogorât la iad. Cum el, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorât cu sufletul la iad și a birit iadul. Aceste lucruri iar nu îl înțelege. Deci cum a gustat moarte, cu alte cuvinte. Cum Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a gustat moarte. Aceasta închipuie încălțămintele. Iubiților credincioși, și spune, eu vă botez cu apă spre pocăință. Deci botezul lui Ioan aducea numai omul în acea stare de a se cunoaște pe sine, de a-și cunoaște neputințele, păcatele. Dar nu dădea iertare păcatelor, ci iertare păcatelor avea să dea botezul lui Hristos. Când avea să-i boteze, simți apostol în numele Sfintei Trăimi. Dar mai întâi a deschis ușa botezului nostru Mântuitorul când s-a botezat în Iordan de la Ioan și când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de porumbel și Tatăl l-a mărturisit. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Așa la fiecare creștin când se botează, se deschid cerurile și Tatăl îl mărturisește că cel născut trupește din părinți. Acum este Fiul al Său, împreună frate cu Iisus Hristos duhovnicesc și împreună moștenitor cu Iisus Hristos al împărăției Lui. Deci așa de mare este taina botezului. Așa, iubiților credincioși, și spune acela, vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, că a trimis pe Duhul Sfânt peste apostol în chip de limb de foc. Și Duhul Sfânt se pogoară și la creștin când sfințește apa și atunci când primește taina mirungerii, el se naște și din Duh și toată ființa lui se umple de harul Duhului Sfânt. Deci, atât iubiților credincioși, în cuvinte puține, tainele care le-am sărbat noi astăzi și multe sunt de spus de Sfântul Vasile cel Mare. Acest bărbat, iubiților credincioși, a vorbit cu Dumnezeu. A vorbit față către față. A vorbit cum a vorbit Moise prorocul și Ilie Tezviteanu și ceilalți sfinți apostoli. Așa a vorbit cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a văzut pe Sfânta Trăime. S-a umplut de harul Duhului Sfânt în chip simțit. Și Dumnezeu l-a învățat cum să slujească Sfânta Liturghie, că avea acest dor să scrie taina Sfintei Liturghii cu cuvintele sale curate. Și au slujit Mântuitorul cu Sfinții Apostoli după 7 zile de post, i-au slujit Sfânta Liturghie cerească. Și atunci el a scris cu cuvintele sale ce se întâmplă la Sfânta Liturghie. De aceasta astăzi a fost mai lungă Sfânta Liturghie, că sunt 3 Sfinte Liturghii care se săvârșesc în tot anul. A Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare, care am săvârșit-o astăzi, o săvârșim la botez, în ajunul nașterii și al botezului și în duminicile din postul mare, 5 duminici din postul mare. Și de aceea a fost mai lungă, este mai lungă ca cea a Sfântului Ioan Gură de Aur. Deci închipuiți-vă țile voastre, de aceea să iubiți pe acești bărbați, să iubiți și pe ceilalți sfinți, dar aceștia se avem de temelie. Scrierile lor să le citim cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă, că sunt inspirate de însuși Dumnezeu. Au scris cu sfatul lui Dumnezeu toți sfinții, dar mai mult aceștia, că aceștia au tălcuit toată dogma și s-au făcut apărători ai Sfintei Trăimi în cele mai grele timpuri, când biserica era bântuită de cele mai mari erezuri, a lui Aria, a lui Macedonie, a lui Sabelie și a tuturor celorlalți ticăloși care au grăit hule împotriva Fiului lui Dumnezeu, împotriva Sfintei Trăimi. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore a spus așa, că unul este Dumnezeu, cum mărturisim și cred într-unul Dumnezeu, în Tatăl, în Fiul și în Duhul sunt 3 persoane, dar un singur Dumnezeu sunt a Trăime, o putere, o împărăție, o lucrare, o voință, Trăimea aceea de o ființă, de despărțită în ființă, despărțită în fete și nedespărțită în ființe. Așa, iubiților credincioși, deci mărturisim un Dumnezeu Sfânt a Trăimii, o putere, o lucrare, o voință. Și nu despărțim aceste 3 persoane.
Întotdeauna când ne închinăm Tatălui, avem în mintea noastră și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, că sunt împreună veșnice aceste trei persoane și împreună fără de început de aceeași slavă și de aceeași cinste. Numai că se deosebesc ipostasele, adică Tatăl este nenăscut, Fiul este născut și Duhul purces. Și celelalte deosebiri ale fiecărui ipostas. Restul toate sunt de opște. Și ființa, și slava, și lucrarea, și puterea. Și toate trei persoane sunt de aceeași slavă și cinste. Aceasta este comoara bisericii noastre. Taina Sfintei Treimi, întruparea Mântuitorului și Sfânta Liturghie. Aceste trei taine sunt cea mai mare comoară și acestea au păstrat unitatea bisericii în toate timpurile grele. Și încă un lucru, iubiții mei, care scapă bisericii la acest sfârșit de veac, monahilor și creștinilor, rugăciunea minții, rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Această rugăciune a dat putere sfinților. Fără această rugăciune niciunul nu s-a făcut locaș Duhului Sfânt. Numai prin rugăciunea aceasta neîncetată, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Neîncetat zi și noapte, cu buzele și cu mintea, și după ce o zice mintea, începe omul să se străduiască să o zică în inimă. Dar cu buzele și cu mintea, toți trebuie să o zicem. În fiecare clipă când ne aducem aminte să nu lepădăm această rugăciune, că este cea mai puternică armă. De aceea slăbi viața creștinească, că omul nu se mai roagă și nu mai postește. Și au început oamenii să fie vicleni, să vrea să-L schimbe pe Dumnezeu după ei. Adică să zică că și Dumnezeu este slab și El înțelege neputin să se facă și El ca noi. Dar Dumnezeu nu este. Dumnezeu este desăvârșit, iubiților credincioși. A lăsat celor păcătoși pocăinți, am greșit, iartă-mă. Nu viclenia să-L schimbi pe Dumnezeu după mintea ta bolnavă, ci smerenia, am greșit, ca vameșul. Milostiv fi-mi păcătos, ce este Mântuitor? S-a întors îndreptat pentru atât. Că a zis, milostiv fi-mi păcătosului. Mai mult decât vameșul care avea fapte bune, dar era mândru. Deci smerenia este temelia vieții creștinești. Este totul pentru creștini. Dacă nu este această smerenie, să ne considerăm mai păcătoși ca toți oamenii, mai leniși, mai nevrednici, nu este spor și nu este iubire de Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu nu petrece la acel suflet. Deci această smerenie pură să o căutăm, iubiților credincioși. Rog pe Sfântul Vasile să roage pe Sfânta Treime cu Maica Domnului și cu toți Sfinții. Și ați văzut frățiile voastre, când aveau greutăți, s-a adunat toată biserica, cu femei, cu copii, făceau rugăciune de toată noaptea. Să iubim rugăciunea. Numai așa putem birui, iubiților credincioși. Îl rugăm să se roage cu Maica Domnului, cu toate puterile cerești, toți Sfinții, la Sfânta Treime să ne dea putere. Să nu ne amăgim de Antichrist care începe să lucreze din ce mai mult în lume. Să facem poruncile lui Dumnezeu, să ajungem acolo împreună cu El și cu toți Sfinții, cu Maica Domnului, să aducem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celui de o ființă și ne despărstem în veci. Amin. La mulți ani să fie. O să trec să vă miruiesc pe fiecare. Să citim o liște, așa să-i rămâne. Thank you.